anul 2015, Cluj-Napoca este unul dintre cele mai interesante orașe din Europa. În calitate de capitală europeană a tineretului, oferă publicului interesat peste 1500 de evenimente, promit organizatorii, iar dintre acestea noi vi le prezentăm astăzi pe cele mai interesante. Dacă treceți peste subiectivismul meu, veți descoperi totuși un lucru obiectiv, faptul că în programul acestui an al Capitalei Europene a Tineretului există un element în premieră despre care ne va spune în această întâlnire vicepreședintele Federației Share, Codruța Fernea. Codruța, mulțumim pentru că ne-ai primit. Spune-ne, care e acest element surpriză în premieră în Europa, în cadrul programului Capitalei Europene a Tineretului? Mă bucur pentru că am această ocazie să o povestesc cu dumneavoastră despre Capitala Europeană a Tineretului 2015. Într-adevăr, elementul deosebit față de celelalte capitale europene a tineretului este elementul spiritual. Și așa vorbim despre Share Faith. Exact, Share Faith, pentru că Share, care este un verb destul de greu de tradus în limba română, îl traducem cu împărtășește, împarte, este titlul proiectului cu care s-a câștigat acest titlu de capitală europeană a tineretului. Și pe lângă toate celelalte direcții care se vor dezvolta în acest an, și anume cultură, bucurie, regiune, putere, referindu-le la antreprenoriat, spații, există și acest element al credinței. Clujul, așa cum știm, de când există, a fost un centru multietnic, multicultural, și credem că elementul credinței e un element care a fost prezent dintotdeauna în viața Clujului și nu putea să lipsească din Capitala Europeană a Tineretului. Dar probabil că o fi fost și în celelalte orașe care au fost capitale europene, însă uite că n-a apărut în programul lor până acum. Da, cui a venit ideea asta? Eu fac parte dintr-o organizație de tineri catolici care se numește Astru și care în 2013, împreună cu alte organizații de tineret, am pus bazele Federației Share, federația care implementează această capitală europeană a tineretului, tot acest program. Și atunci evident că da, ne doream să ducem și partea spirituală în ceea ce privește proiectul Capitalei, pentru că era ceea ce făceam noi ca și organizație, ca și asociație, și era ceea ce puteam să oferim noi Clujului. Treptat în timp, împărtășind această idee de Share Faith și cu alte persoane. Încă înainte să fie Clujul capitală, voi ați împărtășit. Și cu alte persoane de alte confesiuni. Le-a plăcut ideea și am început să o dezvoltăm, astfel că pe parcursul anului 2014 ne-am întâlnit periodic, aș putea să spun chiar lunar, consecvență ați fost. 15-20 de persoane de diferite confesiuni și am crescut ceea ce astăzi înseamnă Share Faith. Dacă inițial ne gândeam să facem una, două activități împreună care să fie de impact, treptat ne-am dat seama că există puncte care ne unesc și pe care putem să lucrăm împreună, dar fiecare dintre noi are propria identitate și am dezvoltat programe în mod individual, dar care sunt sub această umbrelă Share Faith. Și cum v-ați armonizat, fiind mai mult atâtea denominații și câte sunt? Hai să vedem. Sunt tineri ortodoxi, tineri catolici, romano-catolici și greco-catolici, tineri baptiști, tineri penticostali, tineri din biserici creștine independente. Și sper să nu încap. Sunt organizații ecumenice sau interconfesionale. De fapt, este și un site, nu? Exact, este și site-ul sharefaithcluj.ro, care conține toate aceste informații și, bineînțeles, și pagina de Facebook pe care mediatizăm toate aceste evenimente care sunt organizate în acest an. Și în cât timp ai simțit tu că sunteți un grup care poate lucra împreună toate aceste denominații? Destul de curând sau un pic mai târziu, după ce v-ați mai întâlnit? Nu, aș putea spune chiar de la început. Faptul că ideea a fost preluată cu foarte mult entuziasm și fiecare dintre noi dorea să facă ceva, nu știam ce, cum și cum se vor dezvolta toate aceste proiecte, a fost foarte încurajator și motivant să continuăm.
Ni se părea tuturor foarte important să dăm voce și să facem și public ceea ce facem poate zi de zi în bisericile noastre, fără ca nimeni să știe. Sunt așa de mulți tineri în Cluj care participă la programele de tineret ale bisericilor. Și credem că putem să aducem un plus valoare Clujului și să facem cunoscut că există și tineri creștini care au alte valori, care poate găsesc alte moduri de a-și petrece timpul liber, altfel de proiecte în care își investesc timpul. Și credem că este un plus care putem să-l aducem la tot ceea ce înseamnă programul Capitalei de Tineret. Aveți, prin urmare, evenimente pe care le împărtășiți, mari, presupun, dar sunt și mici. Hai să le vedem cum vrei. Cele mai mari, cele mai mici? Aș prefera să începem cu cele mari. Să începem cu lucrurile care ne unesc și care sunt punctele comune asupra căreia am convenit cu toții de comun acord că se vor întâmpla în acest an. Și cred că cel mai important lucru este că avem un calendar lunar împreună. Și în fiecare lună are o temă, iar această temă este dezvoltată de fiecare grup, organizație, biserică în parte, în luna respectivă, conform propriilor obiceiuri, tradiții și moduri de specific. Pot să spun că luna ianuarie se vorbește despre rugăciune, pentru că este prima lună anului și fiind creștini începem cu începutul. Deci share prayer. Exact. În ianuarie a fost share prayer. Februarie este o lună în care se vorbește mult despre dragoste, despre... și am zis... Hai să vorbim și noi. Am zis să vorbim și noi, dar haideți să vorbim despre dragoste adevărată, despre ce înseamnă dragoste adevărată, nu dragostea de o zi care ne este vândută la televizor, ci pur și simplu dragostea care... persistă, care are o altă motivație decât o simplă distracție. Și de ce love? Nu, share true love. True love, ok, bună observație, da. Martie, întotdeauna la Cluj a fost o lună în care creștinii deja organizează de câțiva ani Marșul pentru Viață. Deci aveți în calendar evenimente care oricum s-ar fi întâmplat, care s-au întâmplat, deja au tradiție. Exact. Dar și sunt și evenimente era noi. Inevitabil să le treceți în calendar. Exact. Astfel, martie este luna vieții, este și o lună de primăvară când natura reînvie. Deja să spun reînvie, ci natura învie. Am dedicat luna martie vieții. Practic, tema lunii martie este Share Life. Luna aprilie este dedicată identității, Share ID. Este și luna în care creștinii sărbătorim Paștele, învierea și practic ceea ce ne dă identitatea noastră de creștini. Și ni s-a părut important să marcăm și această lună astfel. După aceea avem în luna mai creativitate. Concurați cu natura la creativitate în mai. Concurăm cu natura și pentru că este o lună în care... În Cluj se întâmplă foarte multe proiecte, foarte multe evenimente și credem că și noi, ca și creștini, putem să fim creativi și să aducem activi și să aducem ceva nou. Luna iunie este legată de speranță, gândindu-ne că luna iunie începe, așa cum știm, cu sărbătoarea copiilor, sărbătoarea copilăriei. Și este practic ceea ce aduce speranța, ceea ce, cum zic, uitându-ne la copii, vedem într-un fel sau altul viitorul. Și atunci ați zis share play, să ne jucăm? Nu, spus share hope. Ok. Dar ne jucăm, nu? Da. Ne și jucăm, ne bine. Și jucăm. Luna iulie este o lună de vacanțe și pentru că este o lună în care lumea este bucuroasă, că a scăpat de multe angajamente și se bucură din plin de vacanțe. Luna iulie este dedicată bucuriei adevărate. Luna august este dedicată păcii. Luna septembrie este dedicată prieteniei. Parcă văd, pentru că începem școala, nu? Exact, și să ne exact. Prietenim să fie bine.
Dar, nu neapărat, dar ne gândeam că luna septembrie este o lună în care se reiau legături, se reiau proiecte, se reiau idei, prietenii. Okay. După pauza pe timpul verii și ne gândeam că ar fi important să găsim, fiecare dintre noi să găsim evenimente care să, și activități care să marcheze această lună. Luna octombrie este o lună dedicată inspirației. Este o lună în care de obicei se definitivează planuri de viitor. Ne gândeam un pic și la ritmul tinerilor, cu începutul școlii, vacanțe, și de asta calendarul are ritmul ăsta al tinerilor care și sunt angajați în felul ăsta, da. Și gândit, care sunt angajați în sistemul de învățământ, care au un ritm de viață destul de bine determinat și structurat, ritmat practic de ritmul școlii. În noiembrie este o lună pe care am dedicat-o milostivirii. Este și pentru că este luna în care începem să ne pregătim pentru sărbătorile de... Pentru sloganul Fii mai bun de Crăciun. Exact. Și iar luna decembrie este dedicată harului. Share grace. Sunt destul de greu de tradus în limba română, dar... toate aceste denumiri sunt în limba engleză și le-am gândit în limba engleză tocmai pentru că, fiind capitala europeană a tineretului și având una dintre limbile oficiale limba engleză, ne este mult mai ușor să promovăm acest calendar și în rândul prietenilor noștri creștini din Europa, care la rândul lor pot să organizeze evenimente sub aceste slogane lunare în fiecare lună, cei care doresc să ni se alăture de la distanță acestui program. Tocmai, pentru că e capitala europeană și ai pomenit de prietenii din afara Clujului, a României, de fapt, aveți și sprijin de afară? S-au arătat alți tineri credincioși creștini din afara României interesați să contribuie cumva la programul anului ăstuia, pe segmentul ăsta de spiritualitate? Evenimentele mari care o să fie organizate în acest an, și o să vorbim imediat despre ele, toate au și componentă europeană și internațională. Pot să spun, atât la nivel de invitat, cât și la nivel de participanți, există tineri care vin în România cu diferite proiecte și care vor să afle mai mult despre ce înseamnă programul Capitalei de Tineret, ce înseamnă activitățile pe Faith, pe Joy, pe Culture. Cu atât mai mult cu cât, cum spuneam noi, ăsta e un element în premieră. Exact. Spiritualitate creștină într-o capitală europeană a tineretului, și atunci tinerii creștini europeni numai aici pot să-și exprime în Cluj-Napoca credința în evenimentele care au loc aici. Deci, este și participare internațională, nu doar europeană. Da, și noi suntem în contact și cu alte organizații de tineret la nivel european și la nivel mondial cu care colaborăm și care deja cunosc programul Share Faith din acest an. Evenimente mari. Hai să vedem cum să le facem poftă tinerilor să vină la Share Faith. Evenimente mari, pot să vorbesc despre evenimentele pe care fiecare confesiune, într-un fel sau altul, le-a pregătit în parte, și după aceea să vorbesc despre evenimentul comun care să zicem că ne unește și la care am pus cu toții umărul. În luna aprilie va fi un proiect foarte mare care se numește Clean Cluj. Curățăm Clujul. Da, este un proiect care își propune să curățăm Clujul, dar la propriu. Bun. Dar și la nivel spiritual. Este un proiect al Fundației Carolei Gașpar și în care vor implica atât voluntari cât și firme. Deci va fi un proiect destul de mare. Mai multe detalii nu dau pentru că avem site-ul. Da, este site-ul și pentru că aș dori să las o urmă de curiozitate, astfel încât să fie deschis site-ul și cei interesați să caute mai multe informații despre aceste proiecte. Luna mai, cum ziceam, va fi o lună plină. În luna mai, la începutul lunii mai, 1 și 2 mai, va fi conferința Peniel a tinerilor creștini de diferite denominațiuni. Este o conferință aniversară, 20 de ani de activitate. Cât de mare?
2000-3000 de participanți. Își doresc organizatorii să vină la Cluj, tineri din toată țara, nu doar clujeni, și chiar și din afara țării. Vor fi ateliere, vor fi conferințe, vor fi concerte, programul și întreg, mai multe detalii despre eveniment, așa, vor fi disponibile pe site-ul sharefaithcluj.ro sau pe site-ul peniel.ro. Luna mai va fi, în data de 16 mai, va fi și un concert de muzică gospel la Casa de Cultură a Studenților cu quartetul Glory Gates Quartet. Tot așa, un eveniment mare, având în vedere că și sala Casei de Cultură a Studenților este încăpătoare, da, este cuprinzătoare. Și ei au avut concert aproape anual, dacă nu mă înșel, în România și în Cluj, exact. Acest quartet de gospel. La finalul lunii mai, 23-24 mai, va fi o conferință a tinerilor baptiști și penticostali, conferința Believe, care va fi la sala polivalentă, 7.000-9.000 de oameni, cât are capacitatea sălii. Wow. Organizatorii își doresc să fie un eveniment într-adevăr mare. Va fi un cor foarte mare de tineri și va fi, au și un invitat din Statele Unite, dar nu vă dezvălui numele. N-aș vrea să-l pronunț greșit. Dar tot așa, informația. Și desigur vrei să viziteze și site-ul. Exact. Informația, bineînțeles, e disponibilă pe site și despre această conferință. În luna iulie va fi o întâlnire a tinerilor catolici din România, așa, un eveniment 2000-3000 de participanți. 22-26 iulie. Și apropo, și tinerii maghiari au în limba maghiară evenimente, din câte știu eu. Da, sunt evenimente pe parcursul anului și în limba maghiară, sunt pic în a doua parte a anului, okay. Ajungem și te acolo. Las. Dar evenimentul tinerilor catolici este gândit într-adevăr limba română, maghiară și engleză, astfel încât va fi un eveniment al tinerilor greco-catolici, romano-catolici, de limba română, de limba maghiară, astfel încât să reprezinte diversitatea bisericii catolice din România. Mm-hmm. Din România. În luna septembrie va fi întâlnirea europeană a tinerilor ortodoxi, 6.000-7.000 de participanți își doresc organizatorii, va fi tineri din România, precum și tineri din Europa. Tot așa, informații sunt disponibile de fapt pe site, dar și pe site-ul evenimentului în sine. În luna octombrie va fi conferința Torrent, o conferință organizată de tinerii din bisericile creștine independente. Iar în luna decembrie va fi un concert de Crăciun al tinerilor reformați, așa, 1500-2000 de participanți. Pe parcursul anului, într-adevăr, tinerii creștini de limbă maghiară mai au și alte evenimente programate, precum o expoziție de fotografie în luna august, când sunt și zilele culturii maghiare. Mai au diferite întâlniri ale studenților maghiari la Cluj, creștini, dar tot așa, detalii și programul integral este disponibil pe site. N-aș vrea să credă telespectatorii că tot timpul trimit la site, dar este sursa de informație cea mai cuprinzătoare care există și sunt cele mai multe detalii despre aceste evenimente, sunt acolo. Oare am acoperit? Ați acoperit toate segmentele, știu eu, social, divertisment, cultural, cu evenimentele gândite? Așa, tu care ești coordonatoare și ai privirea de ansamblu. Da, fiecare organizație care face parte din Share Faith, zic organizație, asociație, grup, fiecare organizație care face parte din Share Faith au mult mai multe proiecte. Eu am vorbit acum despre proiectele mari care înseamnă o participare 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 de persoane care sunt într-adevăr evenimente care vor fi vizibile și în comunitatea clujană, dar fiecare organizație are și proiecte micuțe, proiecte care poate nu sunt așa de vizibile și nu sunt așa de mediatizate, care acoperă toată această arie, de la divertisment, ce înseamnă distracție pentru un tânăr creștin. Da, pentru că până oamenii proiecte... s-ar putea gândi că dacă e segment religios, va fi instructiv, dar poate nu așa de atractiv. Toate evenimentele acestea mari care sunt organizate au și au componenta spirituală, în primul rând, dar în același timp au și o componentă a bucuriei,
care, bineînțeles, este dată prin distracție, prin concerte, prin activități care în care tinerii să participe și să le facă plăcere să se implice. Este și componenta formativă. Evenimentele au în cadrul lor conferințe sau relatori invitați sau ateliere în care tinerii au ocazia... Interacțiunea ar fi importantă pentru că vrei să comunici și de la un nivel mai apropiat. Dacă nu le dai posibilitatea să interacționeze, vor fi toți un public relativ cu minte. Toate evenimentele sunt gândite să aibă și partea de interacțiune interpersonală, dar, dar și partea asta de bucurie împreună, de a participa la un program sau la un concert sau la o conferință împreună. Și bineînțeles, după există timp de discuții, de aprofundare, de întrebări. Fiecare eveniment sau fiecare organizator de evenimente mari anul acesta la Cluj, cel puțin pe partea de Share Fate, a avut în vedere toate aceste mici elemente care creează ceea ce înseamnă conferința Peniel, conferința Bolivă, Festivalul Tinerilor Catolici, Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi. Au toate aceste mici componente care nu fac din evenimentele astea doar un boom, ci care și construiesc. Pentru că e un element în premieră într-o capitală europeană a tineretului, acest segment de spiritualitate creștină. Voi nu aveți concurență, n-ați avut, nu aveți termen de comparație, pentru că sunteți primii care aduceți acest lucru. Dar, până la urmă, evaluarea cea mai importantă o să o dea tinerii care, auzind despre acest lucru, vor gusta și vă vor spune ce vă vor spune. Deci, până la urmă, e important să dați tot ce aveți mai bun și să vedeți după aceea ce spun tinerii care vin de peste tot în Cluj-Napoca la evenimentele programate. Cum aveți de gând să strângeți impresii de la... La un moment dat veți strânge impresii de la tineri? Da. Aveți poate pe site sau da, ați gândit la altceva? Da, este și pe site un spațiu în care este disponibilă o secțiune pentru impresii de la evenimentele la care tinerii au participat. Pentru like sau unlike? Cu siguranță vor fi foarte multe like-uri. De asemenea, pe site este o secțiune de resurse în care diferitele organizații pun la dispoziția celorlalte resursele proprii pe care le au, care sunt atât fizice, gen, nu știu, flipchart-uri, bannere, lucruri utile de care este nevoie în organizarea unui eveniment, dar și voluntari. Este și o formă de a ne invita unii pe ceilalți la evenimentele care se organizează și să avem un contact și mai mare unii cu ceilalți. Bineînțeles, cei care vor oferi un feedback sau o impresie despre ceea ce a însemnat programul Share Fate în cadrul Capitalei Europene de Tineret va fi însă și comunitatea clujană, care, într-un fel sau altul, va interacționa cu ceea ce se va întâmpla și cu ceea ce se întâmplă la Cluj în acest an. Și credem că, ca și organizație creștină, cred că e foarte important să-L aducem pe Dumnezeu și să vorbim mai mult despre Dumnezeu în spațiu public, să transmitem și să vorbim despre valorile pe care le avem, care vin din credința noastră. Da, îmi imaginez că va fi relativ simplu să o faceți în conferințe mari, unde există un vorbitor elocvent și care poate captiva publicul, însă nu știu dacă ați descoperit alte modalități mai creative de a-L aduce pe Dumnezeu în viața tinerilor. Da, vă spuneam de proiectul Clean Cluj, care este foarte creativ și care va aduce și aceasta dincolo de componenta hai să facem curățenie. Va vorbi și despre partea spirituală. E un proiect în care vor fi implicați voluntari de diferite confesiuni și care va fi un proiect mare în acest an. Vor fi și proiecte mici prin care diferite organizații au proiecte mici. Dau un exemplu, nu mai știu exact cine îl organizează în luna, cred că martie sau aprilie, zi de bine,
Zi de bine? Da, ar fi... O zi sau să spui de bine? Să spui de bine. Să spui de bine. Care voluntarii vor interacționa cu comunitatea clujană despre lucrurile pozitive care se întâmplă. Cu siguranță sunt și alte mici proiecte și evenimente care mai sunt în acest an, care merită să fie descoperite. Și apropo, mai primiți idei? Da, ideile sunt binevenite, dar și forța și voluntarii care doresc să dea o mână de ajutor să le implementeze. De foarte multe ori e foarte simplu să generăm idei, dar este nevoie și de oameni care să fie dedicați și să creadă în ideea pe care o au și să o și implementeze și să-i contagieze pe ceilalți cu entuziasm. Ar mai fi probleme la care aveți nevoie de ajutor, care ar mai trebui rezolvate? Toate evenimentele au nevoie de o mână de ajutor. Aha. Deci persoanele disponibile orice și care lună, vor orice să... temă, orice lună, orice temă, orice temă, pot să... persoanele pot să vină să se ofere voluntari, pot să mă contacteze în mod direct sau pot să contacteze bisericile din care fac parte sau pot să ne contacteze prin intermediul site-ului, a paginii de Facebook, fiecare prin ce metodă de comunicare dorește. Pentru că până la urmă, uite, tot omul e exact. Mesajul. Și este, și până la urmă este un proiect care vrem să fie deschis spre comunitatea clujană. Ce așteptări are federația sau ce așteptări ai personal de la acest an? Mi-aș dori ca ceea ce se întâmplă anul ăsta să nu fie ceva punctual. S-a întâmplat acum pentru că este capitala oricât de reușit ar fi, nu? Oricât de reușit ar fi. Mi-aș dori ca rețeaua care am construit-o sau comunitatea sau prieteniile care s-au legat în acest timp în care am lucrat împreună la acest proiect să rămână și să găsim punctele în care putem și pe viitor să colaborăm, să dezvoltăm proiecte, conferințe, programe pentru tineri și cred că ar trebui să ne uităm spre viitor. Un lucru despre care nu am vorbit deloc este punctul care ne leagă, care e un eveniment mare de tradiție deja în Cluj, și anume Marșul pentru Viață, care desfășoară în fiecare an în luna martie. Și care a demonstrat că se strâng oameni din toate denominațiile. Da, anul trecut Clujul a fost singurul oraș din țară în care toate denominațiile au fost prezente la Marșul pentru Viață. Anul acesta evenimentul sperăm să aibă și mai mare amploare. Și mai ales pentru că este un punct sensibil în care ca și creștini suntem cu toții pro-life, pentru viață, și este un punct care ne unește în mod puternic și cred că asta ne va ajuta și să ne conectăm mai bine, dar și să ne întărim această prietenie și prin punctele care ne unesc. Aveți un motto? Un motto? Al... activității voastre, al acestui an, din segmentul în care munciți, cel spiritual creștin. Nu v-ați gândit la un motto, așa? Share Faith este. Share Faith este deja într-un fel sau altul un motto. Ne dorim ca tinerii să aibă ocazia anul ăsta să-L cunoască pe Dumnezeu, să își creeze o relație personală cu el, să-l descopere prin intermediul activităților, prin intermediul persoanelor cu care se întâlnesc. Exact, al prietenilor, al pe prietenilor care, care se leagă. Ne dorim să existe și să dăm o mărturie de o coerență între viața de creștin și faptele din viața de zi cu zi, pentru că asta e mărturia și plusul care putem să le aducem societății. Ne dorim să repropunem valorile creștine sau să le întărim. Există și sunt ale noastre și sunt valori care de-a lungul timpului a susținut societatea și au susținut lumea în care trăim. Și m-aș lega de un cuvânt pe care l-ai mai spus destul de des în discuția noastră, care pot să aducă bucurie. Exact. Și care pot să aducă bucurie. Și aș propune și un motto. De-abia am început. Exact. Anul 2015 să fie un început de poveste lungă în acest sens. Ne dorim să fie așa.